Bună ziua, bună ziua! Ne aflăm din nou la Luncavița să-i facem lui doamna Gianina o frumoasă surpriză cu ocazia împlinirii a 42 de ani. Să vedem cât de mult o putem surprinde. Să vedem. Bună ziua, bună ziua! Doamna Gianina! Bună ziua! Rămâneți pe loc! Doamna Gianina? Da. La mulți ani, doamna! Am înțeles că astăzi împliniți, prindeți al 42-lea trandafir la buchetul vieții. Adevărat, da? Da. La mulți ani, doamna! Cineva ne-a trimis să vă urăm la mulți ani, să vă îndulcim cu ceva dulce, bun, un buchet de flori, șampanie, un mesaj, o dedicație muzicală. Bănuiți cam cine ar putea fi? Cred de la copii. De la copii? Vecini? Nu. Domnul primar a plecat, Ilie. Ștefan. Da. Avem o dedicație muzicală care cu siguranță o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine surpriza. Da? O ascultăm și... Da? Sfânta mea icoană, dor de mărginit, mi-am adus aminte, a sărbătorești, de ziua de nume, mamă, să-mi trăiești, la mulți ani, măicuță, să fii sănătoasă, cât mai multă vreme, să te văd prin casă, tu trăiești tu, mamă, am unde să vin. Îți pup sufletelul, mă plec și mă închin. Thank you.
mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cu siguranță v-ați dat seama, da? Și avem și un mesaj pentru dumneavoastră, care zice cam așa. Dragă mamă, vreau să-ți mulțumesc ție pentru că alături de tata ați avut răbdarea să ne creșteți cum ați știut voi mai bine. Da, mamă, știu că n-a fost ușor, știu că nu ați dormit nopți întregi, știu că v-ați făcut mii de griji pentru noi în tot acest timp. Vrem să vă mulțumim pentru că ne-ați oferit totul și că ne-ați făcut să înțelegem, în cele din urmă, că uneori cel mai de preț lucru nu sunt cele materiale, că cele de mai multe ori contează ce ești și nu ce ai. Cum spuneai și tu, poți fi fericit și cu bani puțin, doar să vrei să fii fericit. Vreau să-ți mulțumesc, mamă, că de fiecare dată, când am avut ceva pe suflet, m-ai ascultat, îndrumat și uneori, când greșeam, m-ai certat și mi-ai explicat de ce nu este bine. Vreau să-ți mulțumesc că ai făcut din casă acasă. Acum, când am luat viața în mâini, îmi pot da seama cât de obositor este. Vreau să știi că vom fi alături de voi mereu și că pentru noi sunteți cele mai importante persoane. Ești un erou pentru noi, mama noastră dragă. Și dincolo de toate, mamă, tată, vă iubim mult de tot. La mulți ani, să ne trăiești 1000 de ani. Și noi, surpriză la domiciliu Tulcea, vă dorim la mulți ani, cu sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră. Și dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți. Vă vede, vă aude. La copiii mei, să dea Dumnezeu la toată lumea copiii ca mei. Și le mulțumesc și iubesc mult și aștept acasă să vină sănătoși. Îi da. Iubesc, mama. Andrei, le mulțumesc. Că de-a Dumnezeu sănătate. Da, vă aude. Noi o iubim, este, alături, este alături de noi. Te iubesc mult. Doamne ajută, toate cele bune. Mulțumesc.